Cel mai simplu titlu, cred că, din seara asta. Am ales ceva destul de ușor, de reținut. Așa, ca să intrăm mai întâi în pâine, vreau să mă prezint. Poți să dai un click acolo. Activez în online prin 2008. Am început cariera mai mult pe partea asta de SEM și pe partea de PPC în special. Ca și specializări, sunt acolo câteva acronime. SEM, SEO, Web Analytics, LPO și CRO. Mă rog, ideea e că ultimele două nu sunt foarte cunoscute la noi în țară, dar se folosesc foarte mult în stadiu, sunt o groază de companii care fac chestia asta și vin de la landing page optimization și conversion rate optimization. Una, optimizezi pagina ca să scoți mai multe vânzări și la a doua, conversion rate optimization, sunt funnel-uri, site-ul, optimizezi ca să scoți de acolo și mai mulți bani. Vă recomand, dacă vă interesează partea asta de conversion rate optimization, să urmăriți conversion rate experts. Sunt cei mai tari din lume, cred. Au lucrat cu Google, au lucrat și cu Disney, nu mai știu. Au foarte, foarte mulți clienți și sunt foarte, foarte buni. Așa, expertiza pe industrii B2C, alt acronim. Sunt un fan al acronimelor. Oricum un pic mai sus, îmi place să stau acolo cu spatele. B2C vine business to consumer și pe partea de electronici, IT, retail, banking, software, fast moving consumer goods. Auto și dating. Pe partea de dating mi-am început cariera de PPC. A fost foarte interesant. Da, n-avem ce să zic. Așa, revenind și la expertiza pe industrie B2B, adică business to business, care este cea mai nasoală din punctul meu de vedere, partea de B2B, e software, care normal e și mai complicată. Nu intru în detalii pentru că n-are sens. Vă plictisesc. Așa, și făceam aseară când am făcut prezentare, făceam un calcul, cred că în 4 ani am administrat cam peste două campanii în valoare de 2 milioane de dolari. Destul de mult. Probabil că o să fac și mai mult anul ăsta, o să vedem ce se întâmplă cu bugetele și așa mai departe. Și jobul actual, Global Head of SEM la Bitdefender. Mă ocup în principal de campaniile globale, pe partea de motoare de căutare, adică Google, Bing, Yahoo. Și pe partea de display, consultanță cu mai multe agenții, mă rog, mai complicat. Dar ca să trecem mai departe, un click acolo. Așa, am venit azi să vorbim mai mult despre bănci. Ce fac ele pe online și de ce au nevoie. Așa, chiar începem cu întrebarea asta, de ce au băncile nevoie de online? Adică ce fac ele pe online? Ce vor să obțină pe online? Dacă mai zice cineva cu un răspuns... Ați scris acum. Ai dat un click, da. Ok, datele clienților. Astea sunt cele mai importante. În principal cu CNP-ul, numele tău, numărul de telefon ca să te poată contacta să-ți vândă ceva. O să intrăm mai departe în detaliu ce vor să-ți vândă. Și pentru chestia asta, de fapt, ei ce vor de la tine, îți vor bani. Acum dai un click. Așa, asta e o chestie din South Park. Dintr-un episod, dacă îl știți, era chestia cu marea criză financiară și, mă rog, vine un puștilică la ăsta că, am niște bani, vreau să-i bag și ăsta începe, face că bag în fonduri de investiții mutuale, nu știu ce, investești și după aceea, and it's gone. Așa, și cam asta vor și băncile să facă cu banii tăi. Așa, să dăm next, să vedem. Cam ce vor băncile pe online, ce promovează ele ca servicii. Partea de începem așa, light, ca să zic eu. Deschidere de cont curent pentru persoană fizică și business. Credite, normal, pentru persoane fizice și IMM-uri. Pentru partea de corporate se ocupă altceva și nu prea investesc bani pe partea asta de PPC, că nu sunt volume la nivel de trafic. Depozite, refinanțare. Mai departe o să discutăm o partea asta de refinanțare. Abonare, servicii bancare, gestionarea banilor, mă rog. Asta e și partea de online banking, dar pentru IMM-uri mai sunt și diverse programe mai speciale care le oferă băncile. Ca să-ți facă viața mai ușoară ție ca administrator sau ca manager, să poți scoți rapoarte și așa mai departe. Așa, și ce vreau să vă zic, îmi cer scuze că nu folosesc numele băncilor pentru care am lucrat, pentru că, din păcate, persoana cu care, să zic că întrețin legătura la bănci, de fapt ambele persoane, sunt cam în concediu și n-am putut să obțin aprobare ca să le folosesc numele. Dar pot să zic că una este în top 7 bănci, una e, mă rog, e o bancă grecească. Da. Alea, da. Am zis tot.
Am zis tot. Care începe cu ce literă? Mitos. Nu știu, iei la rând și după aceea... Corful, na, corful band, să zicem. Așa, și la ultima parte, băncile mai au nevoie și parte de vizibilitate. Pentru diverse chestii. Bac au o campanie, de, au un concurs, bac și-au deschis o sucursală pe nu știu unde, bac au închis o sucursală, etc. Ok, și ca să trecem mai departe, canalele PPC preferate de bănci sunt normal, mai întâi Google search-ul, of course. După aceea mai e și display-ul, The Mighty Display, și într-un final și Facebook-ul. Poftim? LinkedIn-ul ăla e mai mult pentru business, ca să zic. Și LinkedIn-ul e foarte scump dacă vrei să folosești pentru B2C. Adică dacă vrei să începi un cost de click care ajunge până la $5, mă rog, ei ziceau, eu când am făcut campanie pe LinkedIn aveam și $5 pe click. Și nu prea rentează. Așa, și mergem mai departe. Să începem mai întâi cum este definită o campanie pay-per-click de succes. Ca să lămuresc în una de pay-per-click, probabil că nu multă lume știe de aici ce e la pay-per-click. Dacă știți, ridicați o mână. Ok, e bine. Anul trecut când am fost la lumea SEO PPC, erau, să zicem, 3 sau 4. Dar e ok. Așa, și cum începe? Asta e un funnel, să zicem, e un șiruie de pași care trebuie să-i respect. Mai întâi partea cu oferta, nu, trebuie să fie o ofertă foarte bună, care o să o discutăm mai încolo. Targetarea relevantă pentru ofertă, ad și banner relevant și, mă rog, foarte atractiv, să-l încurajeze să dea click. Landing page trebuie să fie optimizat, normal, să-i atragă datele, care să completeze formularul respectiv. După aceea vin partea care îmi place mie mai mult și care e mai time consuming. E partea de tracking, trimis raportări la client, el face o evaluare, dacă el zice că e ok, îi plac, super tare, mega rezultate, nu prea mai faci nimic. Dar după aceea, dacă nu e nu-s ok, începe distracția și trebuie să faci optimizare. Și optimizarea se face la ofertă, la targetare, la ad, la landing page și așa mai departe. Chestia asta, că pașii ăștia de-a lungul unei campanii se cam învânt. Adică ok, iar trece, iar face. Și la sfârșit, normal, când ajungi la, cum să zic, the holy grail of leads, dai, înseamnă că campania merge super ok și faci o raportare. Care așa. Poftim? Păi da, campania trebuie să fie de succes pentru orice client, nu contează. Tot trebuie să fie de succes, n-au auzit de failure, știi? Asta e partea mea. Că n-a să mai întâmplă, frate, ai un produs prost, n-am ce să-i fac. Adică dacă produsul e prost, nu pot să-l fac eu să meargă. Okay. Sau e foarte scump. Nu, că în general targetezi pe oameni care au banii necesari ca să cumpere produsul respectiv și acolo costul e mai mic. Dar puneți-ne un pic înapoi, că n-am terminat. Ok, pentru campania asta care, ca și studiu de caz, am luat o campanie pe partea de refinanțare. Na. Cine are credit aici în sală? Atâta? Foarte bine. Foarte bine, foarte. Nu încurajez. Păi nu încurajez, nu încurajez partea asta. Nu încurajez creditele. Așa, și luăm mai întâi, am luat două chestii, ce e foarte important. Din păcate, oferta n-am putut să o iau, că n-am putut să obțin aprobarea de la client. Targetarea n-a, e inside și mai mult pentru mine. Hai să trecem la ad. Un ad, un text ad pe search, cum ar trebui să arate. Dacă poți să stai mai încolo. Așa, ăsta le-am aranjat un pic din AdWords Editor. Ideea că am pus Wells Fargo, asta e o bancă din state. Vă contează, n-am cum pentru state, dar ar fi fain, oricum. Așa, și am luat două ad-uri. Aici vreau mai întâi să studiem un pic cum ar trebui să fie construit ad-ul, cum ar trebui să arate. În principal, în ambele ad-uri, sunt niște, cum să zic, niște o valoare a produsului. În primul apare acolo că îți oferim consiliere gratuită. Mă rog, toată lumea îți oferă consiliere gratuită. Asta am zis, o să încerc să vedem dacă oamenii dau click și sunt interesați. Dar ăsta nu prea a mers, după cum vedeți. CTR-ul a fost cam mic, 7,55% și rata de conversie 0. Deci nu prea înghițeau chestia asta. Și ok, hai să încercăm altceva. Am luat ad-ul, am stat, am mai analizat produsul și brief-ul care mi l-a dat clientul și după aceea, mă rog, am folosit și un...
un parametru care se numește Dynamic Keyword Insertion, care îl recomand foarte mult la cine vrea să dereleze campanii de PPC pe search, pentru că customizează ad în funcție de ce caută omul respectiv. Dacă el caută refinanțare BRD, na, îi apare refinanțare BCR. Chestii dintre astea. Poți să-l combin cum vrei. Oricum. Și aici am încercat să apelez altfel. Ok, strângeți toate creditele într-unul, poți obții o rată mai mică. În partea asta, eu de obicei sugerat ca în description, în a doua linie de descriere, să fie băgat și un call to action, ca omul să intre, să dea click și să completeze. Și ăsta a mers foarte bine. Adică a avut un CDR cam de 3 ori mai mare și o rată de conversie. Auzi, da, ai folosit, asta e o tehnică de a pune spațiu înainte de semne exclamării sau așa e mai, ai încercat și e mai bine? Așa am încercat și e mai bine. Adică... Excelent. Super. Nu, am încercat și diverse chestii. Oricum, ideea e că mai sunt unii care fac ad-urile, le fac toate chestiile astea cu litere mari. Mă rog, unii zic că merg, alții zic că nu. Eu zic că nu sunt foarte relevante. Oricum, ce contează foarte mult pentru România, să ai diacritice, asta e foarte important, și să respecti rețeta asta. Dacă o respecti, nu e nicio problemă și merge foarte bine. Așa, și să nu uităm, ca să-ți mai crească CTR-ul, important e să folosești Sitelinks Extensions. Asta ce e? Când cauți pe Google o chestie și îți apare ad-ul, îți apare anunțul ăsta și mai apare și link-uri sub anunț. Nu știu, mai, de exemplu, dacă oferta are mai multe avantaje sau eu știu, poți să plătești mai puțin sau mai e un fel de concurs pentru oferta asta, poți să pui link-urile acolo și chestia nu ți aduce mai multe click-uri, dar crește vizibilitatea pe pagină și automat îți crește CTR-ul, că în general toată lumea dă click pe headline. Cam 75-80% din click-uri se duc pe headline. Așa. Ok. Asta e important de ținut minte. Ca să trecem mai departe, am trecut de ad. Urmează pagina, care trebuie să fie făcută după sistemul următor. Tipul ăsta este Carlos Del Rio, mai știu, parcă așa cheamă, e de la o agenție din Seattle. Și el a zis că trebuie să respecti, pentru orice conținut care îl creezi pe web, trebuie să respecti rețeta asta. Clear action, clear purpose, clear value. Asta ce înseamnă? Omul când ajunge pe pagina ta sau pe site-ul tău sau pe pagina ta de blog, orice ar fi, trebuie să ai acțiuni clare în minte. Ok, vrea să citească, vrea nevoie de datele lui, vrea să cumpere. Trebuie să-l ghidezi spre chestia asta. După asta, clear purpose, ok. Vinzi, cum zice și ele acolo, vinzi cauciucuri, nu știu, vinzi mașini, vinzi credite bancare, vinzi refinanțare. Asta trebuie semnalizat acolo clar, ca să înțeleagă omul foarte ușor ce e. Și după aceea mai e și partea asta, care e cea mai importantă din punctul meu de vedere, o valoare clară. Ce te diferențiază pe tine de competitori? De ce ești tu mai bun? De ce să vină clientul la tine? Până acum, la fiecare pagină care am creat-o sau site, care l-am creat, am respectat întotdeauna rețeta asta. Vă recomand și vouă pentru că este foarte ușor de reținut și oferă rezultate chiar foarte bune. Și aici, sursa mai încolo, dacă vreți să vă uitați, e un de pe SEO Moz, cam sunt tipii ăștia, sunt niște guru în materie de SEO și au în fiecare vineri un whiteboard. Când vine un tip și le prezint, ok, azi facem conținut, mâine facem nu știu ce penalizare de la Google și așa mai departe. Ok, next. Așa, și rezultatele. Oricum, aici n-am pus bugetul, dar dacă e, puteți să-l calculați rapid. Asta a fost într-o perioadă foarte scurtă de timp. Pentru campania asta de refinanțare, am strâns un număr foarte mare de lead-uri, care lor li s-au părut, adică ei au zis că erau de foarte bună calitate. Asta mai e la problema la OLED, că datele trebuie să fie corecte și după aceea îi mai dă și un scoring, adică îi mai dă și o notă lead-ului respectiv, dacă e bun acum să-l folosească. Și overall a avut cele mai bune performanțe pe online din grupul Central Eastern. Mă rog, nu m-a încălzit foarte mult, dar ei s-au bucurat. Așa. Next. Și acum intrăm la partea care e foarte spinoasă, partea de SEO pentru bănci. Și aici am enumerat
că e dificil de planificat, e dificil de implementat, e dificil de coordonat, e foarte dificil de urmărit. De ce este dificil de planificat? Că trebuie să treci prin o groază de departamente, sunt o groază de proceduri, după aceea de implementat, tot așa. E un tip care e ascuns pe undeva, care e sysadminul lor și trebuie să modifici ăla, ăla e doar odată, la nu știu, între 5 și 6 după amiază, e acolo, știi, ca să stea să modifici, e foarte aiurea. Așa? După aceea e dificil de coordonat, că normal, vine cineva de la marketing de la o bancă, vreau să spun chestia aia acolo. Tu explici că nu e ok, că nu putem să o punem, că îi arată nașpa, nu-i bun pentru SEO, nu o punem. Păi ce pot să zic? Bine, ok, o punem, da, asta e. Așa, și după aceea e dificil de urmărit, pentru că băncile la noi, din păcate, n-au auzit. Nu prea folosesc CRM-uri și asta e destul de trist. Deci foarte puțin folosesc CRM-uri. Preferă să primească lead-urile pe e-mail. Până am auzit pe e-mail, mă rog, un CRM este un Customer Relationship Manager. Edita mai sistemul, care ia o bagi o groază de date în el și după aceea poți să le sortezi. E foarte ok, dar la noi foarte puține bănci folosesc. Nu știu exact, băncile mari, dacă top 3, au CRM-uri interne pentru consumer. Așa, și la SEO pentru bănci, nu e pentru cei slabi de înger, pentru că durează, foarte complicat. Ok, și ca să luăm câteva exemple de bad SEO, BRD. Deci, când fiecare dată intru pe site-ul la BRD, mă iau o durere de cap. Nu înțeleg nimic, nu știu unde să mă duc. Dacă mă uiți la arhitectură, tot așa, dai click, te duce în nu știu ce site, iar se schimbă site-ul, se schimbă tot layout-ul, se schimbă conținut, nu știu ce la page title, ce, un H1, dacă ar ști să pună nici atâta, paginile, textul e pus ceva de genul, nici măcar nu vorbește de produs. Deci, îți oferim asta, nici măcar nu poți primește produsul, dacă e cont curent, dacă e un credit, foarte nașpa. Oricum, site-ul ăsta l-au de vreo, 3, 4 ani, 5 ani, cred că de când am un cont la ei, dar na, am nevoie de el și trebuie să-l mai țin. Next, așa, și alt exemplu de bad SEO, Raiffeisen, care tot așa, asta e fermă de link-uri. Deci, după unde dai click, mai multe link-uri, iar apar link-uri, cred că se vreau sute de link-uri. N-am auzit să le mai limitezi un pic, să pună, 100-150, să aibă așa ceva de bun simț. Că nu suport, adică dacă dai click pe meniu ăla acolo, poți mai apare un meniu cu multe link-uri. Așa, mă rog, și altă chestie, când am intrat chiar și mă uitam pe site-ul lor, au și o fază foarte faină, că aici am pus cu roșu, îți fac un redirect. Adică tu intri pe raiffeisen.ro, dar ei te duc pe raiffeisen.ro/prima pagină. De ce fac asta? Nu știu, că pierd o groază. Pierd o groază de valoare din alte link-uri pe care le-a primit de pe alte site-uri. Cu oamenii pun link-uri cu raiffeisen.ro. Uite, am intrat pe Raiffeisen, nu știu ce, că mai scriu un blog post sau ceva. Și tu automat te împuști în picior. Zic, nu, bă, prima pagină pe care linkuiește toată lumea nu-i bună. Prima pagină, asta e mai bună, o redirectez. Mă rog, asta e. Așa. Next. Good SEO, da, BCR. Păi da, că ideea e că am intrat pe site-ul BCR la începutul anului, parcă. Tot așa, era acolo un bombardament de link-uri, nu știi pe unde să intri, nu știi exact ce să faci. Dar oricum, după aceea am văzut că Horia s-a ocupat probabil și a început să le ia site-ul la puricaci. Am văzut că are și page title, are și description, meta description, un page arhitectura e logică. Mă rog, am mai găsit câteva hibe că mai zboară din când în când pe alte site-uri, adică poftim cum e adevărat. Păi îți fac film. Și trimit. Mă rog, dar asta e normal, pentru că mă gândesc că mai sunt persoane la marketing care zic că trebuie să facem pentru chestia asta site separat și îl lipim la site-ul principal. Nu trebuie să ținem tot acolo la un loc. Trebuie să facem pe mai multe. Mai inteligent. Așa. Trebuia să întrebi înainte cineva la marketing la BCR sală. Dacă e interesat, poți să-l ajut să-i schimb părerea despre foarte multe săiculețe pentru, am scos un credit pentru oameni, pentru spuleri matrițieri, hai să facem site separat, știi? Este dintre ăsta. Nu știu care e faza, că, în general, portalul principal are foarte multe restricții de securitate. Da. În sensul că uneori nu poți să pui cod de tracking, știi? Da, și știu. Și când ai un produs nou, îi faci micro-site. Da, păi dacă e și ceva centralizat la nivel de regiune, mă gândesc
sau voi folosiți probabil ceva custom care e făcut pentru mai multe țări. Dar știu că sunt niște probleme. Explicația care a fost că există probleme de securitate pe site-ul principal pentru cei care sunt spate și probabil n-au. Da, pe codul ăla de analytics și nu pot fi trecuite toate aspectele și asta văd probabil ăsta. Ideea e că problema la codul ăla de analytics, pentru că am citit multe blog posturi cu care poate fi mânărit și poți să inserezi o groază de chestii în el și să execute și să afle o groază de date. Și nu e chiar ok. Mă rog, ăștia l-au mai peciuit și acum ar fi bulletproof. Nu poți să-i faci nimica. Dar sigur se găsește vreun rus sau ceva, vreun rus nebun care, cine știe, după aceea fură date la vreo câteva mii de site-uri. Așa. Next, și un alt exemplu, mai e și ING-ul, care oricum eu sunt plăcut impresionat de ING, fac o treabă super bună pe online, sunt foarte deschiși și se mișcă foarte repede la orice și pe Twitter și pe partea de social media, deci sunt foarte buni tipi, dar oricum filozofia cred că e la nivel de grup, nu-i neapărat numai în România fac asta, cred că fac asta peste tot. Așa, și ca să dau un tip unde pierd băncile acum foarte mult, next. Deci, foarte multe bănci, asta e marea mea problemă, că nu iau în calcul căutările localizate. Adică, dacă eu sunt, de-abia am ajuns în București, vreau să găsesc și o sucursală BCR pe undeva. Și cum l-am văzut pe Google, ca o sucursală București sau sucursale București. Mare mi-e surpriza că nu găsesc BCR-ul pe prima pagină. Sau pot să găsesc pe la rezultatul 7 sau 8. Automat pierde banca, pierde trafic. Și chestia că căutările astea locale deja au început să crească în volum foarte, foarte, foarte mult. Și normal, dacă ne uităm și după Google, care are un departament specializat pe partea asta de localizare, e clar că trebuie să facem ceva acolo. Așa. Și aici, missing out on Google Places, get on Google Places. Foarte simplu, mai dă un pic. Așa, și am dat aici exemple. BCR Universitate, nu mi-apare site-ul BCR, apare aici ceva cu BCR, este în sala palatului.ro. Nu prea îmi dau seama care a fost faza. Așa, după aceea Next am mai căutat BCR Gara de Nord, n-are nicio treabă cu... adică n-apare BCR-ul pe aici, apare doar EFIN, București, mă rog, ăstea sunt agregatoare. EFIN-ul nu e agregator, e de finanțare, agregator de finanțare, dar mai trag și eu un pic de trafic. Așa, și ce ar trebui să aibă fiecare bancă sunt astea, Google Places. Asta e ideea că e o chestie separată, se înscrie acolo banca frumos și după aceea, în dreptul rezultatului, pe Google, când cauți, nu știu, cum e aici, pizza sectorul 1 București, o să apară un rezultat cu adresa frumos, cu review-uri, cu legat la pagina de Google Plus. S-au modificat înainte. Înainte era un pic mai sus și se apărea doar locația, dar s-au modificat recent și arată cam în genul ăsta că vor să promoveze și Google Plus-ul. Aici sunt recenziile și, mă rog, după aceea aici poți să vezi locația, se deschide în First View, nu mai știu cum se numește, mă rog, mă grăbesc. Se deschide în panelul ăsta aici, în sidebar și poți să vezi exact ce. Și ideea e că așa banca ar avea mai multă vizibilitate pe pagină din Google și ar direcționa și clienții mai repede. Uite, vreau să găsesc un ATM, un ATM BRD pe Victorie. Unde caut? Unde îl găsesc? Și așa poți să faci chestia asta. Dar oricum e destul de complicat, că am vrut să fac la un moment dat cu chestia asta cu unul dintre clienții mei, dar a durat foarte mult să faci chestia asta în țară, ca să coordonezi. Mă rog, e un proiect pilot, e în alfa, vedem dacă o să meargă mai departe. Și Next. Și vă mulțumesc de atenție și feriți-vă de Banker Cat. Nu știu, a zis că arată bine și am să-l pun. Cu cât mai multe like-uri, nu? La poze cu pisici. Da, exact. Păi dacă toți ziceam poze de pisici, mi-a sărit unul. Mulțumim mult. În regulă, acum câți dintre voi din sală sunt fumători? Eu nu-ți întrebări.